Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O nouă găseliță am descoperit-o pe TikTok. Acum, TikTok-ul are acest avantaj. Multe rețele sociale procedează așa, dar TikTok-ul am descoperit că în mod... cum să spun? E foarte bine construită să-ți ofere ce tip de conținut îți place. Dai un like, două inimioare, trei inimioare și după aceea conținutul ăla e. Ia să văd la ce ai dat o inimioare. La mâncare am dat. La mâncare. Eu primesc mâncare pe toate părțile. Da, mâncărică. Dai, dacă, am înțeles că așa e. Dacă dai inimioare la manele, primești manele. Dacă dai inimioare la absolvente de liceu care dansează, primești. Bun, și eu am dat like la mâncare și drept urmare îmi vin tot soiul de propuneri în sensul ăsta. Mai nou e un trend. Paste în sensul de-astea... farfale, făinoase, da, paste de-astea, pene, rigate, farfale, chestii, nu știu ce, rigatoni prăjite în air fryer. Air fryer-ul e un soi de mașinărie, ezit dacă să-mi iau sau nu, e o mașinărie care gătește la aer fierbinte. Asta îți mai lipsea. În principiu, fără ulei, fără untură, fără... Și se zice că e mai sănătos, ok, nu știu. Adevăr că voi ați observat cu ce regularitate inventează oamenii noi metode de gătit? Da. Și așa toate devin mode. Slow cooker-ul. Ăla de gătit la aburi, care era foarte cel mai dietetic și care se găsesc în continuare. L-am făcut cadou. Dar sunt mode, știi? Da. Și oamenii își cumpără metri cub de utilaje de astea de gătit încă, domne, am ceva extraordinar. Exact. Acum gătesc la aburi. Spectacol. Da. Tu să nu zici că m-ai convins să cumpăr mașina de gătit orez. Aia e altceva. Da. Stai că ți-o explic acum. Aia e altceva. Aia e bună. Aia e foarte bună. Pentru ce, Luca? Aia e bună. Pentru orez. Dar știi că am dat cât costă ea, că am dat de-aia coreană, adică profesional, adevărată. 100 nu... de euro. 100 de euro, nenică. Și lifetime. Găteam... Da, lifetime, dar înainte găteam într-o cratiță care mă costase 20 de lei sau ceva de genul ăsta. Și îți dădeam foc mai de un pic de nervi. Mai... Da, dar dacă eram atent, nu. Adică aveai o grijă în plus. Deci am plătit 100 de euro ca să nu mai fiu atent. Pentru exact. Asta am plătit, că în rest face la fel. Să scap de griji. Bun. Airfryer-ul, asta cu airfryer-ul, cred că merge dacă pui pur și simplu la cuptor pe ventilație. Sau dacă pui într-un castron și pui un fân și îl zici. Un fân industrial. Să ai un fân ca lumea, nu? Dacă aveți aerotermă de șantier, nu aveți airfryer, merge cu aerotermă de șantier, practic se fierb pastele și după aceea se pun în airfryer sau, cred că, în cuptor, într-o tavă, la cu ventilație. Cu ventilație. Și asta e tot? Da, ele se usucă, se fac crispy așa, se fac crănțănicioase. Uh-huh. Pentru că sunt deja fierte. Înțelegi? Am înțeles. Și după aia, pe deasupra, se condimentează. Cu ce vrei tu. Și pe alea le mănânci ca pe biscuiți. Este cu sosuri. Chipsuri. Da. A avut dreptate, George. Mm. E potrivit pentru finală, că chipsul e cumva englez. Englezesc. Că e sărăcii, n-au niciun talent, au fish and chips. Da. Și pastele italienești, a? Cred că dacă le zici italienilor că le fierb pastele și după aceea le usuci ca să le mănânci, îți dau cu tava de pizza în cap. Auzi, dar mergi și cu ananas? Da, asta zic. Știi că dacă pui cu ananas. Da, air fryer, pui în air fryer și niște ananas. Au fost italieni simpatici. Am văzut că la ultimul lor meci aveau pancarte în tribune. Vă rugăm, nu mai puneți ananas în pizza. Da. Dacă se poate. Da, e o întreagă nebunie cu asta, cu pizza și ananasul. De când cu Italia la turneul ăsta final, sunt tot felul de glume. Nu mai puneți pizza, ananas. Da, vă rog că, serios, tu ai mâncat vreodată în Italia ananas în pizza? Adică nu-mi pasă, eu mănânc ananas cu pizza, sunt fan. Eu îmi fac pizzele mele, atenție. Ești un trădător. Deci eu cred... când comandam pizza, că acum sunt lăsat, că sunt orientat pe alte lucruri. Ești orientat pe coaste, ieri a cumpărat coaste. Da. Ieri a cumpărat Luca. Deci noi trebuia să facem ieri un grătar. La mine cu coaste am eu un grătar șmecher. Așa se vorbise. Așa se vorbise. Și aproape mi-a rupt piciorul, care s-a mai reparat acum, dar mi-am rupt piciorul, am devenit indisponibil, trebuie să vină și nașul Hădean. Cu care eu m-am întâlnit ieri, paranteză, și a zis eu dacă aveam ambele picioare rupte și tot făceam coaste. Asta nu e o scuză, că ai întors și nu mai face grătar. L-am dezamăgit pe nașul, asta este soarta. Și eu am găsit la magazin niște coaste. Mi le-a scus cumva în cale soarta. Exact în ziua în care trebuia să fi făcut coaste la tine. Da. Fapt pe un care n-am mai stat pe gânduri, le-am cumpărat. Și în drum spre casă mi-a dat Adi o poză cu murături la terasa Obor, că eu spusesem aici că asta îmi doresc în sectorul meu, să bage murături la mici. Te rog să precizez că era vorba de o găleată cu murături. O găleată cu murături. Și zic, băi Adi, adică tu ești live acum acolo? Da, atât mi-a fost suficient. Cu tot cu coaste m-am dus, am poposit și acolo și am mâncat doi mici. Deci soarta ți-a scos în cale ieri coaste
și pe Nașcu Hădean. Exact. Care... Comicii. Tragedia e că în fiecare zi, cumva, soarta îmi scoate câte ceva în cale, în felul ăsta. Și ieri erau și cârnați, înțeleg. De oaie, da, doar am gustat. Era preparat nou. Aveau băieții la... E acolo mai strecoară pe grătar câte ceva. O caracatiță de aia de slănină, un cârnăcior. Da. Asta nu mereu are nicio e câte o provocare, să... mereu e... Ieri când să terminăm toată afacerea cu ea 2000 și nu știu ce, au venit și chiflele proaspete. Da. Băi, tu știi ce am mâncat eu azi dimineață? O feliuță de șuncă de curcan de gresat. Deci taci din gură. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.